trage liberă la soț și m-am rugat să facem postele de zile. Ce vreau să vă spun? Nu știu dacă reflectăm de ajuns de acuși, de ajuns de pertinent, de obstinent. Faimosul adagio lui Fun, le stil este l'homme lui-même, stilul este omul însuși. Sau în termenii informaticii noastre, cele toate zilele, domnule și zmasici, mesajul este însuși în mijlocul în care se produce acest mesaj. De ce spun asta? Pentru că o îndelungată perioadă, comunismul ne-a desfățat în ghilimele de moment, cu supra de măsură, ne-a bombardat zilnic cu așa zisele conținuturi bogate, idei și sentimente, fel de fel de lucruri oculte, dincolo de presupusul limbaj, de lemn, evident, pe care le schimbam. Și atunci, eu cred că este o astfel nevoie să revenim, să reînțelegem faptul că, până la urmă, scriptura nu este altceva decât un desen, un tras, cum zice Derrida, care în ea însă și nu spune nimic și nici nu intenționează să spune nimic, dar pe care o încărcăm noi, cititorii, dacă existăm, dacă putem fi, o încărcăm cu sensurile noastre, cu semnele noastre. Mi-am amintit foarte acut, eu personal, de acest lucru, recitind cartea lui Sorin, pentru că e într-adevăr o relectură, toate textele de aici, le-am mai citit, dar în forma aceasta, deci condensată într-un singur, volum, cum se întâmplă foarte des, perspectiva s-a schimbat. Încă o dată, scriptura s-a devenit a fi suverană. Așa cum știam și știu, sper, acceptă mea personală, pe un Sorin Ionescu, l-am regăsit ca nimeni, cum zice Malamei, în textele pe care le-a scris de acum foarte mult ani. Și anume, o tensiune aparentă, la care se rezolvă de una benefic, între omul care este foarte încins interior, dar care nu acceptă în exterior ca această incandescență să se vadă. Nu trebuie să fim cu extintorul de pompier alături pentru a nu fi inflamați noi înșine. Nu. Tot ce este în exterior și aceasta se l-a tras Sfintura lui Sorin, este foarte volubilă, spuneam, și foarte rece, în fel. Rece. Cu alte cuvinte, ne arde așa cum ne arde gheață. Este pertinent, este exact. Cred că un țursul de gheață poate să lase o urmă mai precisă decât știu eu chiar în cărbune. Mai spun, știi foarte bine că nu spunea odată, orice autor are o monotonie fundamentală. Îl regăsești pe tot timpul, în toate textele lui, dar nu știu până la sfârșit. Indiferent de câte metamorfoze interioare se au la metamorfoze interioare se supune singur, este el însuși tot. Textele, dacă nu mă înșel, aproape vreo 30 și ceva de ani. Nu, nu pot să te evaluați, nu am ce să ascunde la o perioadă, o perioadă lungă. O perioadă lungă, da. Și totuși, același vorbim pe gheață din fiecare frază, din fiecare sintagmă pe care o așteptăm de pe hârtie. Repet, în momentul în care a avut ideea strângerii din volum, evident că a rămas și o strategie a acestei strângeri. Adică nu a lăsat textele în pură ordine cronologică mecanică, a încercat să le dea, să le dirigeze dintr-o dată pentru a ne sugera posibile lecturi. Și aceste lecturi, în voi una, știm că sunt re-lecturi. Iar mi-am făcut de o comparație foarte frumoasă a lui Carol Fleming, cum am zis doar în vreo, din Tom Jones, când spune, scriitorii pot fi de două feluri.
poți pe cum oamenii care, generoși sigur, invită acasă la ei niște musafiri și musafirii sunt aproape obligați să sunt aproape obligați să spun, da, ce bun este, pentru că altceva nu. Și sunt cei care deschid restaurantul. Și acolo există, nu, table d'hôte, există la la carte, fiecare pretinde să-i se facă felul care îi place. Părerea mea este că Sorin a reușit ambele, adică te simți în cartea lui la tine acasă și la el acasă. Și în același timp, oferta frigiderului, ca să ne păsăm în zona concepțiunii, este foarte bine aprovizionată. Poate, orice cititor este întotdeauna un tip ciufut care pretinde mai mult decât poate el însuși să ofere, poate ca și lui în această carte să dispensele mai multe din laboratorul de creație, din laboratorul de compositor al lui Colinărescu. Dar, eu știu un lucru, că fiecare de noi, fiecare de cititor, se află un halon al roșii, care, la sfârșitul fiecare nu spune și e caransate, ei, ci, și aia răspunde, la plăbitoare. De aceea, sunt convins că Sorin va recidiva și aștept, după începutul acestei prime nopți, continuare. Nu până la 1001, dar în orice caz sunt convins că volumele vor mai exista. Îi mulțumesc pentru această noapte, pentru această început de noapte frumoasă. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu, Fred, pentru cuvintele pe care le-am găsit aici. De fapt, ne cunoaștem de mulți ani. Am mers împreună în multe din întreprinderile noastre, componistice, interpretative, și istoria ultimelor decenii este plină de evenimente pe care noi le-am construit, pe care colegii noștri l-au construit, pe care muzica românească a construit pentru public și pentru posteritate. Eu cred că nu se putea găsi, sau nu putem găsi un alt titlu mai potrivit decât cel pe care l-am ales, în lumea muzicii contemporane. E o lume interesantă, lumea muzicii contemporane, e o lume plină de substanță, lume plină de sensibilitate, lume plină de ambiții, de ce mai multe ori constructive. E o lume în care ne mișcăm cu toții, fie că suntem compozitori, fie că suntem interpreți, muzicologi, iubitori de muzică, pentru că aduceți-vă aminte, în 70 au existat conceptul de dezbatere și atunci s-au format iubitorii muzicii contemporane, spectatorii sau ascultătorii opusurilor noastre, somnurilor noastre. Aveam emoții, eram judecați după fiecare concert, eram luați la întrebări, la propriu și la figurat, trebuia să ne justificăm demersul componistic, să fim pe înțelesul celor care ne ascultau sau, din contră, să intrăm în polemici de multe ori cordiale. Și astfel, încet mi-am dat seama că suntem legați unii de alții, că această lume a muzicii contemporane e o lume vie, o lume plină de adevăr și mai ales de idei. Bine, cam interfețul vorba de interpol care a văzut idei. Noi încercăm în fiecare lucrare să construim un edificiu sonor pe care să-l găsim sau care să poată fi redescoperit sau recompus de cei care se adresează prin logica sa, fără cursuri. Maestrii noștri învățau să construim logic în discurs sonor. Ne învățau să fim, aici nu pot să-mi amintesc, pe profesorii mei de compoziție, Tiberiu Lama și Anatol Grieber, dar și pe ceilalți, în ce cu care am
am avut fericirea să studiez în conservator, Stefan Niculescu, în privare pe lui, Alexandru Pașcan, lui Comas, Danco Satinescu. Am înțeles că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce scriem, la muzicile pe care le imaginăm și pe care dorim să le prezentăm publicului nostru. De aceea am adunat mai multe scrieri, cronici muzicale. Să știți că noi am fost, compozitorii am fost de multe ori puși în situația să devenim critici muzicali, să devenim... Aici vreau să vă spun ceva. Știm cu toții că în secolul 20 a existat o ecluzie extraordinară a scriilor aparținând compozitorilor. La armoniile ere de Schoenberg, la Formalized Music, Selecție și așa de parte, a existat fel de ceva volumele de texte ale lui Stockhausen. A existat enorm de multe texte ale compozitorilor despre muzica lor. Crezi că este un lucru benefic, este un lucru sau un lucru necesar fără de care oamenii poate să simți mai frustrați, ne-ar înțelege mai puțin? Cum vezi tu lucrurile din acest punct de vedere? De ce această emanație foarte, foarte bogată de texte ale compozitorilor tocmai este cu Dorozeci? Cred că, în primul rând, a existat această nevoie a compozitorului să cu Dorozeci de a se explica, de a încerca să își facă cunoscute ideile, de a se transforma în analiștii propriei creații, cum să spun. Bine, să spune, cel mai sigur pe analizele sale sau cel care știe cel mai bine ce a scris este compozitorul însuși. E adevărat, dar să ne amintim că au fost și critici muzicali de talia lui Harry Handreich, a lui Radu Stan, care a lui Costin Casamada, de tatăl nostru poet, compozitor și critic atât de respectat. Sunt critici, iată, îmi pare bine să o salut aici această înseamnă de carte, că reputata analista fenomenului urbanistic contemporan, Vespina Petecel, au fost foarte multe ocazii pentru noi compozitorii să ne explicăm, să ne devoalăm intențiile și ideile estetice și eu n-am fost niciodată adeptul concurenței, ca să spun așa, între muzicologi, între critici și între compozitori. Eu cred că simțim cu toții aceeași satisfacție estetică atunci când ascultăm un opus, simțim cu toții aceeași dezamăgire. Și până la urmă, chiar aceasta, compozitor, muzicolog, interpret, până la urmă este, dacă vreți, cea mai mare cucerire, dacă spun așa, pe care noi am putea să o prezervăm. Relația asta noi nu există fără interpreți. Interpreții sunt, în ultima instanță, și creațiile compozitorilor, și creațiile compozitorilor. Mă gândesc numai la ansamblu de muzică contemporană, Traiect, care a devenit mai multă școală de muzică contemporană. Iată, anul ăsta împlinim 30 de ani în decembrie și mi-aduc aminte, trecite foarte bine și noastră, că au trecut prin el foarte mulți interpreți, că de la George Atanasiu, violoncelistul, Ladislau Horvat, Leontin Foanță, Vasile Macovei, Ina Oncescu, au fost foarte mulți și iată, între timp s-a coagulat o formulă instrumentală, vorba de colegii mei pe care o să-i ascultați și în această după-amiază. Iorica Nuchi, violoncel, general Săvran, Beragiu Vioar, Tiberiu Cenușel, trombon, Andrei de Vlaha, pian, Georgeta Radu, percuția, Alexandru Cantan, clarinet, flaut, Renzvan Drachi, clarinet.
iată, am încercat să fim tot timpul ceea ce înseamnă miezul evenimentelor, să mă rog. Din punctul meu de vedere, sincer să fiu, m-am simțit extraordinar dintre colegii mei. Mă simt extraordinar dintre colegii mei, fie că sunt interpreți, fie că sunt compozitori, fie că sunt muzicologi. Pentru că, până la urmă, noi încercăm să mergem înainte cu ceea ce am primit de la înaintașii noștri, de la profesorii noștri, de la maestrii noștri. Și iată, tinerii compozitori de astăzi, tinerii interpreți, dirijori, chiar aseară am fost la un concert al unui ansamblu Sonomania, la Muzeul Țăranului Român. Am văzut atâta viață pe scena aceea, am văzut atâta bucurie de a face muzică, încât mi-am dat seama că putem să fim bucuroși că avem colegi mai tineri care sunt convins că vor confirma și că vor duce mai departe ideile noastre. Mergem împreună, suntem împreună, suntem alături de ei, ei îi susținem și în cadrul Secției de Muzică Contemporană, pe care eu o prezidez de câțiva ani. Și vreau să vă spun că, din acest punct de vedere, această carte nu este altceva decât o fotografie. Au unor clipe de viață și de artă pe care le-am simțit în cel mai înalt grad, în postaza mea de compozitor, de interpret, ca dirijor și conducător al ansamblului Traiect, dar și ca observator al vieții muzicale române și internaționale. Compozitorul și anume să știm cum s-a format, cine s-a format, s-a făcut format. Dar acest privește scrisul, ai avut în ce s-a discutit maestrii, modele, nu știu, a văd de vedere că mersul scripturii este mai optimat, este mai încolăcit. Dacă știm foarte bine că Beethoven a fost elevul Haydn, așa mai departe, dacă știm că, știu eu, Liszt a fost elevul Czerny, nu putem spune a cui elev a fost Shakespeare, sau cine a învățat Franz Kafka. De asta sunt curios. Cum ai învățat să scrii? Iartă-mă, că sunt bine și asta... Tu te referi la textele mele? Exact. Da. Deci dacă ai avut maestri... Dacă Fred spune că eu scriu bine, vă dați seama că deja trebuie să fiu foarte atent la aceste apreciere, pentru că eu știu că Fred e foarte atent la tot ceea ce pune în pregătire. Eu știu că este extrem de prețios, în sensul cel mai bun cuvântului, atunci când formulează o apreciere sau o idee. Vreau să vă spun că acest, eu știu, pot să-i spun stil, pentru că mi se pare prea mult frumos. Felul meu de a scrie s-a format în timp. Și vreau să vă spun că este aici influența maestrilor mei, este aici influența aici celui încut pe Tiberiu, Anatolie, încut pe Ștefan Niculescu, dar încut și pe cei care au fost analiști foarte, foarte respectați ai somnului contemporan. Și aici vreau să vă spun că lecturile mele, în primul rând, au fost importante pentru ceea ce am putut să scriu și pentru felul meu de a înțelege fenomenul muzical contemporan. Vreau să vă spun că din scrierile celor care sunt astăzi respectați, muzicologi și critici ai mediului muzical, nu pot să învesc de nimeni, pentru că aș fi nedrept, dar vreau să vă spun că foarte multe din scrierile colegilor mei m-au influențat în modul cel mai pozitiv, dacă pot să spun așa. Și am încercat de fiecare dată să găsesc propriul meu model de
de a analiza fenomenul muzical, dar în același timp am fost mereu deschis la ceea ce am văzut în cărțile pe care le mai fie, că e vorba de Octav Nenescu, de Grincean, de Ștefan Nicolescu, am spus, de Cornel Țăranu, de Studiul Mihai Harbraș, Albrecht, Radustan, Antoan Golea, de ce nu? Și foarte important au fost și legăturile mele cu colegi compozitori, interpreți din alte țări, întâlnirile pe care am avut la festivaluri, conferințele la care am participat, să știți că toate acestea s-au strâns și au semnat pentru mine acumulări pe care am încercat să le sintetizez într-un mod pe care nu știu dumneavoastră o să vedeți dacă este personal sau nu. Eu mă pregătesc de concert acum, vă invit la ora 5:30 la un concert de muzici scrise de compozitori cunoscuți și foarte apropiați de ceea ce înseamnă spiritul muzicii contemporane românești. Mă refer aici la Liviu Marinescu, la Vladimir Scolnic, colega noastră de la Cluj, Iulia Cineșescu Duran, Tiberiu Olaf, o lucrare pe care o cunoașteți cu toți invocații pentru cinci executanți, și o piesă a colegului Jean-Fer Popovici. Noi sperăm că acest concert să însemne decorul de iarnă pe care Irina Langer și Nicola Vigalian l-au imaginat pentru noi, să însemne un moment de apropiere cu ceea ce înseamnă somnurile contemporane și mai ales spiritul. Acum, eu am adus niște cărți, nu sunt multe. Vreau să vă spun că le ofer cu toată dragostea și cu toată bucuria pe care le cer în aceste momente. Vă mulțumesc că ați venit. E o mare bucurie pentru mine să fiu aici. Și vi le ofer încă o dată, dorindu-vă lectură plăcută și invitându-vă la 5:30 la concert. Mulțumesc!